Bazna, una dintre cele mai vechi stațiuni din România, atestată documentar încă din anul 1302, este renumită pentru beneficiile apelor și nămolurilor din zonă. Despre efectele curative ale apelor se regăsesc în scrisuri din secolul al XVIII-lea, acestea fiind descoperite ulterior săcămintelor de gaze. Primele analize chimice și microbiologice ale apelor și nămolului terapeutic de la Bazna s-au făcut în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, apoi în 1814 s-a consemnat prima exploatare a izvoarelor sărate, iar primele amenajări cu 4 cabine și o instalație de încălzit apa s-au realizat în 1835. Primul stabiliment balnear s-a construit în 1843, 2 ani mai târziu fiind înregistrați 637 de bolnavi veniți la tratament. De atunci, stațiunea Bazna a fost vizitată anual de mii de pacienți. Stațiunea Bazna se situează într-o zonă cu climă continentală moderată, cu atmosferă pură, bogată în aerosoli terapeutici, în care predomină sodiul, iodul, calciul, precum și esențe aromate de pădure. Pe malul lacurilor sărate, mai ales vara, atmosfera este bogată în aerosoli și hidroioni de iod și sodiu cu efect terapeutic valoros, iar apele minerale sunt ape de zăcământ sau meteorice. Apele sărate iodurate au un efect complex datorită acțiunii celor 3 factori, termic, mecanic și chimic, iar nămolul de la Bazna încălzit la 42 sau 45 de grade Celsius se pretează la împachetări. Sarea de la Bazna se obține direct din apele minerale prin evaporare la încălzire, fiind utilizată sub formă de comprese și cataplasme, în special pe abdomen. Stațiunea Bazna este renumită prin apele minerale sărate, bromurate și iodate, care sunt foarte bune pentru tratamentele reumatice, tratamente post-traumatice, tratamente ginecologice. Este apă sărată care se folosește din sonde, apă pură, furată de la adâncime, tratamente cu nămol sapropelic din lacurile sărate și este o apă care nu este termală, trebuie încălzită, dar se pretează foarte bine pentru aceste tratamente. Stațiunea atestată balnear și normal este cu vechime de 150 de ani. Stațiunea are 2 baze de tratament, care una dintre ele inclusiv cu bilete prin Casa Națională de Pensii. Și acum noi vrem să facem o dezvoltare mai deosebită, mai deschisă față de cum a fost până acum în sistemul, când a fost sistemul cel vechi. Tocmai de aceea am accesat pe POR. Avem un proiect de 3 milioane 200 de mii de euro și suntem în faza de a rescrie un alt proiect care, după părerea specialiștilor, ne duce undeva între 15 și 25 de milioane de euro. Un proiect de la zero. Vrem să accesăm pe exercițiu financiar viitor. Noi vrem să dezvoltăm pentru că apa minerală aici este inepuizabilă, zicem noi. Vrem să dezvoltăm un centru spa și un aquapark. Căci la noi nu e numai turismul acesta balnear, și turismul cultural, având în vedere că avem cetățile medievale de 500-600 de ani pe raza comunei și satele sunt cu tipicul săsesc, vrem să dezvoltăm o stațiune mai deosebită. Peisajul pitoresc, dealurile acoperite de păduri bogate și parcul stațiunii răspândit pe 20 de hectare constituie locul ideal de plimbare și relaxare pentru amatorii de mișcare. Se spune că natura și istoria au fost darnice cu acest loc. Oamenii locului spun că aici, într-o zi de toamnă târzie, câțiva păstori și-au aprins focul pe lângă ochiurile de apă și marele a fost mirarea când apa a luat foc și mari flăcări albastre
pluteau pe ape. Tocmai descoperiseră, fără să știe, gazul metan,